ați venit la M Art Gallery. Sunt mai bucuros ca niciodată astăzi, pentru că M Art Gallery are onoarea de a prezenta astăzi nu un artist, doi. O artistă plastică, absolventă de master la Constanța, Monica Stoian Grasa, și un tânăr și talentat violonist. Spun tânăr pentru că are un suflet ca un copil răsfățat. Spun tânăr pentru că întotdeauna are zâmbetul unui copil inocent. Și ca să nu dezavantajez pe Monica, trebuie să vă mărturisesc un secret. Când am cunoscut-o, ca pe toți artiștii pe care i-am adus în M Art Gallery, am cunoscut-o pe internet și a trebuit să treacă prin focul a trei critici de artă. Scorul a fost în favoarea ei și trebuie să vă mărturisesc că mi-au plăcut atât de mult lucrările, încât am avut o senzație atât de ciudată, încât nu vă puteți imagina. Și Seva, dătătoare de talente a Dobrogei, demonstrează prin Monica Stoian Grasa că nu se va usca niciodată, că va fi veșnic vie. Dobrogea este mai bogată cu un artist valoros și dacă eu anul trecut făceam o expoziție la Constanța, iată că Dobrogea vine la Deva și vine cu tot sufletul și cu tot dragul. Monica Stoian este și absolventa Facultății de Medicină. Iată că, dincolo de meseria care cere perfecțiune, poate și un pic de duritate, dincolo de halatul alb se află un suflet cald, pe care cred că l-ați observat deja în lucrări, dacă nu, după ce o să încerc să mă opresc eu din vorbărie, veți observa lucrările de pe SIMEV. Mai multe n-am să vă spun despre artistă, n-am să intru nici în istoria artei să vă spun despre grafică, pentru că primele simboluri ale grafice au fost în peșterile rupestre și, din punctul meu de vedere, graficianul este primul artist. Trebuie să vă mărturisesc că eu mă înclin întotdeauna în fața graficienilor, pentru că ei au o răbdare ieșită din comun. Chestii la care nu găsești la pictor. Noi aruncăm repede boxeaua și dacă putem să facem niște chestii abstracte, am rezolvat problema. Am promis că n-am să lungesc și am să-i dau cuvântul Monicăi să ne spună câteva cuvinte despre ea, despre arta pe care o face, dar nu înainte de a specifica că ea este produsul supravegherii unui profesor universitar cu renume de la București, care predă acum la Constanța, și trebuie să amintesc aici pe profesorul Stoiciu, profesor care a avut grijă ca sub îndrumarea sa talentul și piatra brută din ea să fie șlefuită. Monica, ai cuvânt. Da, mulțumesc frumos. Bună seara și vă mulțumesc că ați venit aici să fim împreună în această seară. Vă mulțumesc că ați făcut posibil această poveste și întâlnire. Mă bucur să văd niște oameni în toată firea care au fost convinși de un alt om în toată firea să vină să vadă un om pe care nu-l cunosc, care desenează. Adică desenul cumva a depășit limita sa vârstei a persoanelor care nu se cunosc, care vin din zone diferite, pentru că e un limbaj care nu are granițe, nu are limite, pe care îl înțelegem cu toții, pentru că face cumva atingerea acolo în zona care nu are legătura cu ceea ce știm sau ceea ce am învățat să facem, ci cu ceea ce suntem și cu ceea ce simțim, în afară de ce am învățat și ce ne-au... Am foarte multe emoții, am vocea asta de obicei și vorbesc foarte mult de obicei, dar de data asta... Eu sunt salvator. O să vorbească... Monica vrea să spună că lucrările, prin lucrările ei, și-a pus sufletul în fața dumneavoastră. Monica vrea să spună că distanța nu are importanță atunci când arta face legătura între doi oameni și oameni cu același obicei. Să nu neglijăm nici pe Dumitrescu, pentru că el, o să vedeți, o să vă încânte și o să vă descânte cu a
acordurile deosebite pe care le poate scoate o vioară mânuită de un medic chirurg. Iată-te că astăzi secretul întâlnirii noastre constă tocmai în participarea la acest vernisaj împreună cu lucrările de grafică și sunetul viorii. Cred că este pentru prima oară când la Deva se întâmplă un asemenea fenomen și mă bucur din tot sufletul. De ce? Pentru că eu îmi doresc ca această galerie să nu fie una care se deschide așa pur și simplu întâmplător. Vreau să aduc M-Art Galerie la nivelul galeriilor din Kassel, de exemplu, care prin saloanele anuale pot să dea o direcție în artă. Artiștii care vor veni și vor expune pe Simeza M-Art Galerie sunt sigur că vor intra în istoria artei. Pentru că nu aduc orice fel de artist. Aduc artiști care sunt într-adevăr dăruiți artei. Nu face nici de-a dragul banilor, nu face nici de-a dragul de a mâzgăli ceva în timpul liber, nu drage, face nici de dragul de a epata în fața dumneavoastră. Este un medic care își are asigurat viitorul. Dar dincolo de profesia lui, este un suflet care renaște cu fiecare lucrare pe care o vedeți. La Dumitrescu la fel. Despre el n-am să vă spun prea multe pentru că am o anumită interdicție, dar îi dau voie să spună el ce trebuie să spună. Eu cred că ai spus ce trebuie pentru noi. Este într-adevăr un moment interesant, această întâlnire cu Monica. Eu fac cenacolo la Reșița, sunt întâlniri de cultură în care invităm oameni din România și din străinătate, așa cum am fost eu invitat aici, acum sunt de calitate de protagonist. Și eu chiar aș propune pe Monica, cunoscând în momentul ăsta, că n-am știu că este medic, așa, să-mi permită eu să lansez niște teme muzicale, care mi se par mie că se potrivesc cu dumneavoastră, cu Deva și cu atmosfera aceasta care a fost creată prin intermediul distinsului prieten Mircea. Și atunci să rugăm și pe ei, te rog și pe tine, să explici un pic, pentru că văd aici foarte multă simbolistică și sigur că fiecare poate să aibă părerile lor. Eu cred că trebuie să profităm de prezența voastră și să ne explicați câte ceva. Așa că eu aș vrea Monica, să fac o piesă muzicală și vorba să ne explicați câteva din ideile voastre. Eu cred că așa este bine. Cu drag, dar nu înainte de a vă spune că în 1955 Eugeniu Ionescu, un medic care excela în pictură, a adunat în jurul lui foarte mulți medici cu aceeași pasiune și a înființat Cernaclul Pictorilor, Medicilor Pictori, intitulat Ion Țuculescu în memoria vestitului sau renumitului pictor Ion Țuculescu. Forțat de regimul comunist, Dumitrescu, apropo Dumitrescu, pleacă în Elveția, sau fuge mai degrabă în Elveția, de unde are grijă ca în fiecare an să acorde câte un premiu fiecărui, câte unui medic care excela în mod deosebit în arte. Asta se întâmpla până aproape în 2008, când a trecut la cele veșnice. Eu cred, și părerea mea este că cei doi medici care astăzi sunt în mijlocul nostru ar fi bine să ia legătura cu o rămurică care încă mai funcționează la București ca să dezvolte și în alte județe acest cenaclu care, zic eu, excelează prin forța lucrărilor medicilor din el. Și pentru că Dumitrescu, prietenul meu la Reșița, are un cenaclu și un spațiu mult mai grandios sau cu mai multe posibilități publicului, eu zic că n-ar fi rău și ar fi o idee faină să dezvoltați cenaclul Ion Țuculescu și la Reșița. Thank you.
HR, dar în general ar trebui să vorbească singură și fiecare dintre cei care privesc lucrările astea să găsească acolo ce anume din ei rezonează cu ce am făcut eu pe planșele acestea. Toată povestea asta grafică a început cu planșa care poate întâmplător sau nu este așezată chiar aici lângă mine. Era o planșă foarte neprietenoasă și albă și eu aveam un liner negru în mână și era prima oară când urma să fac ceva în zona asta a graficii. Pe masa respectivă, unde era foaia de hârtie, s-a făcut o umbră de la o sticlă care era pe pervaz și umbra aceea se contura exact cum vedeți conturul ăsta de, mă rog, care a devenit un fel de înger după aceea sau ceva de genul ăsta. Mă rog, inițial a fost o simplă umbră de la, lăsată de sticla respectivă. Era o sticlă decorativă, cu un dop așa, care a făcut lucrul ăsta. Poate întâmplător, poate nu. Era o pur și simplu siluetă pe care am văzut-o asemănătoare cu silueta unui înger sau unui om care poartă aureola respectivă. Era destul de gol și trist să rămână așa gol înăuntru, pentru că ideea de sfânt înseamnă foarte multă renunțare și foarte multă lipsa căutării și a întrebărilor, adică practic e destul de greu să, sau poate ne, nu știu, să renunți și să nu te întrebi și să nu cauți și să nu fii dezamăgit și să nu vrei mai mult sau mai puțin. Și atunci golul ăsta de aici a venit și a căpătat viață, pentru că e frumos și, mă rog, toți tindem la sfințenie, la puritate, numai că omul și omenescul înseamnă și altceva în afară de puritatea asta. Și atunci totul a devenit cu foarte multă viață înăuntru și au început să apară tot felul de semne grafice, simboluri, linii, puncte. N-a fost ceva direcționat într-un sens anume, nu mi-am dorit să demonstrez sau să fac ceva anume, au curs de la sine, de la o lucrare la alta, ca dintr-o lume de undeva din altă dimensiune, o lume pe care poate am cunoscut-o vreodată și acum a ieșit la suprafață, poate că nu. Sigur că suntem atinși de ce vedem și ce trăim în viața asta, dar în afară de asta probabil că mai este întotdeauna ceva. Și după cum spuneam, de la această primă lucrare au urmat pe rând celelalte. Bine, eram puțin presată de finalizarea masterului și trebuiau să fac un număr de lucrări pentru a susține lucrarea de disertație. Așa au fost primele 10 pe care le vedeți aici cu și cu puțină culoare. N-aveam o temă, n-aveam un plan, aveam pur și simplu niște foi, niște linere care se înmulțeau și destul de puțin timp la îndemână. A ieșit așa. Simbolurile astea sunt practic parte din viața noastră, fie că suntem conștienți de lucrul ăsta, fie să nu.